Craiovenii vor avea apă dimineața între ora 5 și ora 9 și seara între 17 și 21. Conducerea companiei de apă Oltenia a anunțat astăzi că în aceste zile se fac lucrări suplimentare pentru ca și zona metropolitană a Craiovei să fie alimentată cu apă după același program. Potrivit companiei de apă Oltenia, din punct de vedere tehnic, aceste lucrări care vor fi efectuate săptămâna viitoare nu puteau fi făcute fără oprirea alimentării cu apă. Sunt lucrări ample care presupun golirea în totalitate a conductei care aduce apa de la Izvarna până în municipiul Craiova. Durează aproximativ 24 de ore golirea conductei, sunt manevre complexe care se execută pe parcursul acestei perioade și la fel este necesar un timp suficient pentru umplerea conductei. Se fac toate eforturile pentru ca programul de furnizare să acopere și localitățile din zona metropolitană. Localitățile afectate din zona metropolitană a Craiovei sunt Breasta, Ișalnița, Șimnicu de Sus, Podari, Cârcea, Preajba sau Malu Mare. Primarii au început să pregătească populația pentru întreruperea alimentării cu apă. Noi am început să pregătim cetățenii și toate instituțiile de pe raza localității noastre în această problemă. Am anunțat chiar și cetățenii. Toată lumea e informată să se pregătească să aibă o rezervă de apă în această perioadă. Oamenii din jurul Craiovei spun că au început să caute soluții alternative și vor face față cu bine noilor condiții. O să fie greu. Lumea s-a obișnuit cu apă da, de la rețea? Da, ne-am obișnuit, da, așa este, că suntem obișnuiți și la baie și la WC. Faceți provizii perioada asta? Facem provizii, da. Ce să facem? Luăm în bidoane și... Ce faceți în situația asta, o săptămână? Păi mergem și luăm de la o fântână. Ce să facem? Singura soluție. Singura soluție, da. Și apă de băut cumpărăm. Compania de apă Oltenia avertizează că din cauza manevrelor de golire și umplere a sistemului se pot produce modificări ale calității apei potabile. Pe lângă întreaga zonă metropolitană a Craiovei, alte 14 localități din Dolj și Gorj vor fi afectate de lucrările de săptămâna viitoare. Firul 2 de aducțiune, Izvarna Craiova, are o valoare totală de peste 117 milioane de euro.